Activitatea primăriei din Pașcani va fi verificată din nou de procurorii DNA. De această dată, la solicitarea primarului Marius Pintilie, în cadrul conferinței săptămânale de presă, edilul a anunțat că a făcut o plângere penală pentru abuz în serviciu, care a fost trimisă la Direcția Națională Antifraudă, pentru a fi analizate faptele și împrejurările care au dus la înscrierea în cartea funciară a terenului agricol de la SRL Blăgești, în favoarea societății care îl deține și pentru a fi trași la răspundere eventualii vinovați. De asemenea, primăria a contractat un avocat și a deschis un proces civil pentru înscrierea dreptului său de proprietate asupra terenului respectiv. Săptămâna asta se încheie auditul. Aveți concluzii sau parțiale sau? Da, am discutat în permanență cu funcționarul de la audit, să vedem cam despre ce este vorba. Tema a plecat de la mine. Am ținut cumva legătura, nu știu concluziile, dar în principiu demersurile au fost făcute oficiale, în sensul că am deschis o acțiune în instanță pentru recunoașterea dreptului de proprietate acolo și, în consecință, modificarea cărții funciare, în așa fel încât noi, municipalitatea, să fim trecut ca proprietari. Am contractat un avocat, lucrurile merg înainte. Iar pasul următor, am făcut plângere penală pentru în serviciu, trimisă la DNA, să vedem ce s-a întâmplat, cum de s-a greșit. Dacă este o greșeală. Întrebat în conferința de săptămâna trecută dacă va face aceleași demersuri în cazul terenurilor din domeniul public ocupate abuziv de firma sa, situație constatată în două rapoarte oficiale, primarul pășcănean a spus că are alte priorități, procedurile pentru funcționarea primăriei, investițiile și fondul funciar. Primarul a mai spus că în măsura timpului, în anii următori, se va ocupa și de alte lucruri rămase în urmă și nelămurite de 10 ani, cum ar fi ocupările abuzive și construcțiile ilegale de pe domeniul public. Pentru a fi mai convingător, edilul a dat exemplu problemele de fond funciar nerezolvate încă de primăria Pașcani. Primarul a spus că are 50-60 de sentințe judecătorești și a întrebat dacă să înceapă cu rudele sale. Întrebarea retorică lasă să se înțeleagă că nu se va grăbi să dispună aplicarea prevederilor legale în urma ocupării abuzive a unor terenuri din domeniul public al municipiului de una dintre firmele sale. Primăria municipiului Pașcani a formulat și înaintat o plângere penală sau dacă are în intenție să o facă privitor la cazul societăților Imer, unde sunteți acționar, pentru ocupare abuzivă și deținerea fără contract și fără plata mai multor spații de teren din domeniul public, așa cum a fost făcută plângere în cazul terenului de la SRL Blăgești. Vom ajunge deocamdată la toate, să încercăm să le rezolvăm pentru fiecare speță în parte. Prioritatea la legume a fost faptul că acolo sunt 51 de hectare. La toate celelalte cazuri nu se pune problema proprietății. Aici se pune problema proprietății, pentru că cineva crede că alea 51 de hectare nu sunt ale primăriei, ci sunt ale societății legume. În celelalte specii nu este cazul de așa ceva. Dar, cum să vă spun, încercăm un pic așa să punem la punct funcționarea primăriei cu tot ceea ce înseamnă investițiile care sunt în derulare, cu fondul funciar, cu procedurile din cadrul primăriei încât să funcționeze lucrurile bine și în măsura timpului, în perioada următoare, în anii următori, o să ne ocupăm de toate acele lucruri care sunt rămase în urmă și nelămurite de 10 ani. Vorbim de domeniul public și respectarea legii. Nu, eu vorbesc de păsări călătoare. Păi, și suferă amânarea ani de zile. Nu este o problemă că nu vrem să facem. Vom face, vom încerca să facem ordine în toate aceste lucruri. Acum, dumneavoastră, vă referiți doar la societatea mea pentru că aveți o plăcere deosebită. Nu, vă înțeleg și vă respect plăcerea. Suntem să știți în subiect. Da, înțeles. Bine, aveți dumneavoastră o problemă personală și, na, ce să vă zic eu. Simpatia e reciprocă. Puterea exemplului, domnule primar. Mai sunt situații, de exemplu, pe garaje, care tot așa sunt spații verzi, mai sunt... Deci, orașul ăsta nu este Elveția,
un oraș din Elveția în care totul este perfect și singurele subiecte care se discută în spațiu public sunt spațiul de la Lorimer sau ăla de la Legume. Este o întrebare, să nu întrebare. De ce n-ați început? V-am răspuns, o să începem cu prioritățile care sunt. Vom începe cu toată lumea, acolo unde ajungem. Vă dați seama, dacă nu să-mi cereți mie de mâine să rezolv toate problemele din oraș, nu se poate. Dar nu numai pe domeniul ăsta. Haideți să discutăm din domeniul de fond funciar. Cu care să încep? Că toate am 50-60 de procese pe fond funciar cu sentințe judecătorești. Cu care din alea 50-60 se încep? Cu alea care sunt neamurile mele? Primarul și-a menținut punctul de vedere și în următoarea conferință de presă. El a subliniat încă o dată că mai întâi vor fi rezolvate problemele unde sunt hotărâri judecătorești. Ce anume ați vrut să spuneți și vă rog să clarificați următorul răspuns din conferința anterioară privitor la cazurile de ocupare abuzivă a domeniului public și la întrebarea de ce nu ați început cu firma dumneavoastră, citez, ce ați spus dumneavoastră atunci, o să începem cu prioritățile care sunt, vom începe cu toată lumea unde ajungem. Vă rog. Continuați. Vă dați seama dacă dumneavoastră... Am încercat cât e trebursul. Este a patra întrebare, dacă îmi dați voie. Da, nu. În a patra... Da, mă rog, haideți, vă rog. Vă dați seama dacă dumneavoastră încerceți de mâine să rezolvi toate problemele din oraș, nu se poate, dar nu doar pe domeniul ăsta. Haideți să discutăm pe fond funciar. Am 50-60 de procese pe fond funciar cu sentințe judecătorești. Cu care să încep? Cu alea care sunt neamurile mele? Am încheiat citatul. Ce anume ați vrut să spuneți în acest context cu această declarație? Am spus că vom începe cu cele care sunt pe sentințe judecătorești pentru că ele au o prioritate. Celelalte vor fi luate la rând. Fiecare cu specificul ei. Menționăm că în cele două rapoarte privind ocuparea abuzivă a domeniului public sunt trecute câteva zeci de societăți comerciale. Unele și-au încetat activitatea, altele și-au rezolvat problemele constatate de funcționarii primăriei și ai poliției locale. Au rămas nerezolvate mai multe dosare, printre care și cele cu privire la societatea primarului. Terenurile au fost ocupate fără contract pentru extinderea unor magazine și pentru amenajarea unor căi de acces și sunt folosite fără plată. Deocamdată nu au fost calculate prejudiciile și nici nu au fost luate măsurile legale pentru recuperarea lor și a terenurilor.